Suprateni au cumpărat și cu automobile au plecat. 4 clienți fideli au devenit de 4 ori mai fericiți după ce au câștigat câte o mașină nouă la tombola aniversară Suprateni. Dan Bădărău este unul dintre câștigători. Bucuria este dublă pentru el, deoarece recent și-a obținut permisul. Vreau să le mulțumesc mult pentru tombola organizată și o să îndemn să participe toți. Hai să mergem mai departe. Și următorul câștigător este... Grișca Sergiu. Domnul Sergiu, ce emoții v-au copleșit când ați primit mult așteptatul apel? Dacă sincer, nu m-am așteptat absolut deloc. Cine era alături? Fratele, tata, cumnata, mai mulți. Da, urmăreați live, v-ați dat seama că e un adevăr sau ați crezut că e o farsă? Cum a fost? La început nu ne-am dat seama în genere cine sunt. Mai aveți o mașină acasă? E prima mașină și unica. Da. Felicitări, Renata! Nici doamnele nu-și puteau ascunde emoțiile, fiind încântate de câștig. Vreau să mulțumesc echipei magazinul Supraten și Jurnal TV că mi-a dat șansa să câștig această mașină. Ce ați procurat de la Supraten că ați devenit participantă și mare câștigătoare? Așa, am început o reparație în curtea ogrăzii, am procurat de aici de la magazin. Un automobil Skoda Rapid! Felicitări, doamne! Skoda Rapid! Ce mașină ați câștigat? Skoda Rapid. Cine e mai fericit de marele câștig? Soțul sau soția? Cred că eu, că eu am ridicat receptorul. Deci urcați prima la volan. Ați reușit să împărtășiți noutatea cu prietenii, familia, colegii de la servici. Da, sport. Felicitări, nefelicitați. Cadou mult așteptat, adică tot nu ne-am așteptat la așa cadou. Supraten, peste 20 de ani alături de tine.